Președintele clubului Steaua București, Madelin Hâncu, managerul Simona German și secretarul de stat și șeful departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul MAPN, Marius Bălu, au efectuat o vizită în cadrul complexului sportiv Ghencea. Vizita a avut rolul de a identifica nevoile sportivilor și tehnicienilor care se pregătesc zi de zi în bază în cadrul secțiilor de scrimă, gimnastică, fotbal și rugby. Totodată, în contextul extinderii epidemiei de coronavirus în țară, vizita a avut loc și pentru a asigura sportivii și antrenorii că în cadrul clubului Steaua, S-au luat toate măsurile de prevenție. Astăzi, mi-am planificat împreună cu Simona German să mergem în bază, să vedem stadiul în care își desfășoară pregătirea sportivii și antrenorii noștri, să comunicăm un pic cu ei, să vedem și moralul vis-a-vis -vis de zvonurile și de. Presiunea mediatică care există în legătură cu coronavirusul. Surpriza a fost că, în momentul acestei vizite, am fost semnat de domnul secretar de stat Marius Bălu, care și-a manifestat interesul de a veni și dânsul în bază. Ne-am întâlnit la sala de scrimă cu dânsul și împreună am trecut de am văzut și celelalte echipe la lucru. Echipa de gimnastică, câțiva copii la terenul de fotbal, acolo ne-am întâlnit și cu domnul Ștefan Iovan și cu Daniel Oprița, antrenorul echipei de seniori. Și după aceea am făcut o vizită în stadion să vedem exact care e stadiul lucrărilor. Totul s-a încheiat cu un tur al noului stadion din Ghencea, acolo unde lucrările sunt într-un stadiu extrem de avansat.